Caufland România a început să facă propagandă LGBTQ pe față. Adrian Niculescu a postat un videoclip cu un cărucior de culoare roz. În fața căruciorului este lipită o etichetă care ne arată că acesta face parte din cărucioarele diversității. Căruciorul roz, cel pe care îl arată Adrian, este destinat persoanelor care susțin egalitatea de gen la toate nivelurile. Pe spatele etichetei apar mai multe detalii privitoare la această campanie. Se pare că există și cărucioare mov, albastre și galbene. Acestea sunt destinate clienților Kaufland, care susțin incluziunea persoanelor cu dizabilități, acceptarea și respectarea diferențelor culturale și diversitatea de vârstă. Deși cărucioarele au fost concepute exclusiv pentru luna diversității din acest an, mai, se pare că le-a prins toamna în unele magazine Kaufland. Boicot Kaufland cărucioare ce susțin egalitatea de gen, adică LGBT, și ceea ce este mai pervers și mai îngrozitor, galben, susțin diferențele de vârstă, adică pedofilia, relațiile sexuale ale adulților cu minorii, focul Sodomei, a scris părintele Ioan Strai pe Facebook. Relatează r3media.ro